Bună, hărnicuțele! Astăzi vă arăt, în primul rând, un model foarte frumos care îl putem croșeta și se poate folosi la plovere, căciulițe, fulare, ce vreți voi. Vă arăt acest model foarte simplu și vă arăt niște botoșei foarte simpli cum îi facem. Deci foarte, foarte simplu va fi. Și asta înseamnă că tot botoșelul pentru un picior este un treptunghi. Sau depinde de mărimea piciorului. Poate iese și pătrat, nu știu. Dar nu cred, doar dacă e un picior foarte lat. Și asta facem astfel, acest botoșel foarte simplu. Lungimea acestui treptunghi, bucata asta, deci lungimea asta este lungimea tălpii. Eu îl fac pentru mine și voi puteți lucra cu orice fil de ață, cu orice croșetă. Eu am niște rămășițe pe aici din care fac acești botoșei, deci nu mai am eticheta să vă arăt și am luat o croșetă mai groasă de 8. Și deci lungimea, vă măsurați lungimea tălpii și atât faceți de lung această bucată și lățimea este lățimea piciorului. Voi vă puneți piciorul aici și atâta ochiuri vom pune pe Andreea, pe croșetă, primul rând, lănțicul. Eu am măsurat deja la prima bucată și mie îmi trebuiesc 29 de ochiuri. Și astfel încep cu 29 de ochiuri, deci fac un lănțic de 29, 1, 2, 3, și când ați făcut lănțicul acesta, deci depinde de ce fir de lână aveți și ce croșetă, măsurați piciorul de jur împrejur. Poate vă pot arăta acum cum fac eu asta. Ia să văd. Deci, așa, am șosete tot făcute de mine și astfel măsor eu și îmi ajunge de jur împrejur. Deci asta este lățimea și lungimea este asta. Poate faceți un rând sau două mai lungi, că o să coasem. Eu nu fac, că o să mi se și întindă lâna aceasta. Ha-ha. Am făcut și un pic de sport. Și după ce v-ați pus ochiurile care vă trebuiesc, care sunt necesare pentru botoșelul vostru sau ce faceți, acest model v-am spus, se poate folosi la orice și este foarte simplu. Facem astfel. Deci, în primul ochi nu intru, aici de unde mese firul, intru în următorul, iau firul și trec prin ambele, apoi dau după Andreea, intru în următorul, scot firul și trec prin toate trei. Și ăsta este tot modelul. Un ochi simplu, deci intru în următorul ochi și trec prin ambele, apoi dau după Andreea, intru în următorul, scot firul și trec prin toate trei. Și asta este toată șmecheria la acest model. Și așa continui tot rândul, cu un ochi simplu, un picioruș scurt. Deci simplu, intru în următorul și trec prin toate trei. Eu am ajuns la penultimul, aici eu am unul scurt, unul simplu și ultimul ochi la mine este piciorușul scurt sau cum îi spune. Și acum fac două ochiuri, lănțit de două ochiuri, întorc și am lănțicul, deci unul și al doilea ochi și intru în al treilea și eu am terminat cu piciorușul scurt, așa că încep cu piciorușul acesta simplu. Deci fix cu contra cu ce am terminat sau cum să zic. Când întorc, încep cu ce nu cu ce am terminat, cu piciorușul care l-am terminat cu celălalt. Și asta e toată șmecheria. Și acum am piciorușul lung, adică piciorușul scurt, vreau să zic. Și iară doar asta. Și iarăși așa. Și astfel facem toată bucata aceasta care vă va trebui pentru botoșel. Și ce e frumos la modelul acesta, deci puteți să-l folosiți la orice, cum v-am spus, se poate folosi pe ambele părți, ambele părți sunt foarte frumoase și este așa foarte moale, e, pentru botoșei zic că e foarte fain, că o să avem ceva moale pe talpă. Deci continuați, vă mai arăt la capătul celălalt odată cum fac eu și... Și eu am ajuns aici la ultimul rând, ochi. Aici am avut piciorușul scurt, aici fac un simplu, următorul, deci penultimul și acum fac pe ultimul, aici intru tot mereu mai greu, tot mereu trebuie să știu să-l las mai larg și nu-l las. Deci am acesta în ultimul, iarăși mi se termină cu piciorușul acesta scurt, fac două ochiuri de lănțic, întorc și acum iarăși fac doar asta și acum continui tot rândul iarăși astfel cum v-am arătat, un picioruș scurt, un ochi simplu. Ups. Și astfel facem toată bucata asta și ne întâlnim când ați terminat două bucăți atât de lungi cât vă trebuie vouă, dacă faceți botoșei, dacă folosiți acest model la altceva faceți, vă doresc spor la treabă, nu ne mai trebuie să ne mai întâlnim. Asta este toată șmecheria la acest model, adică nicio șmecherie, e un model foarte simplu. Deci fetele care fac botoșei fac două bucăți, lungimea tălpii, lățimea. Și ne întâlnim când am terminat. Eu acum am terminat lungimea dorită, deci cum v-am spus, lungimea este lungimea tălpii, măsurați talpa cât este de lungă și eu atâta fac, puteți să faceți și un rând, două mai mult, pentru că îl coasem, eu nu fac deoarece lâna se mai întinde și mie îmi place să stea fix pe picior. Dacă vouă vă place să fie mai larg, faceți un pic mai lung, 1 centimetru maxim. Și lățimea acestui dreptunghi este piciorul de jur împrejur, talpa. V-am arătat cum se măsoară. Și acum coasem, eu îi dau această formă. Aici năsucul și în spate am cusut și aici am făcut cu croșeta. Se poate coase așa, cum vă arăt eu acum, sau se poate coase aici în față. Deci faceți jumate, aici avem jumate, puteți coase și așa. Și o parte puneți și o coaseți aici și cu a doua parte veniți așa. Și îi faceți astfel vârful și apoi aici în spate la fel. Cum o să-l cos eu acum. Mie îmi plac așa, să le dau această formă și astfel vă arăt cum îi termin eu. Aici când am terminat mi-am lăsat firul mai lung ca să pot coase. Puteam face și când am început, dar nu mi-a trecut prin cap, am uitat. Și eu prima oară cos în spate. În spate este pentru mine aici unde am început. Și asta fac astfel. Îl pun în două. Deci aici am început și aici am terminat. Și aici acum îmi pun firul în două. Mi-am pus ața în ac și prima oară, ca aici să nu-mi iasă, să nu-mi rămână așa un colț, eu fac astfel, intru, încep aici și intru cu firul prin fiecare ochi, cam cât e aici, 1,5 cm, intru de jos și trec așa prin fiecare ochi. Aici încă nu fac nod. Și pe partea cealaltă. Tot până aici. Și acum aici strâng cât pot de tare și fac un nod. Toate ochiurile astea care le-am luat acum le strâng cât pot de mult și le nod și nu-mi iese chiar așa, la călcâi nu rămâne chiar așa un colț. Și acum cos, normal, firele astea mi le ascund în cusătură. Firul ăsta de jos și ăsta de sus și intru în fiecare ochi și am grijă să intru și în față și în spate și îl cos. Mă încurcă pe fir un pic. Și aici am ajuns aici sus și acum îi mai fac un nod și mi-ascund firul cu care am cusut pe aici prin interior, să nu se vadă. face acum și tai toate firele astea care le am pe aici, care le-am ascuns în cusătură. Și astfel arată la mine, o să-l întoarcem mai târziu și aproape că nu se vede. Și acum îl cos în partea cealaltă. Aici mai am în firul ăsta. Și asta. Sau să-l iau pe ăsta, da. Îl las pe ăsta, îl iau pe ăsta care mi l-am lăsat, să nu mai fac noduri pe aici. Și acum fac astfel, trec prin fiecare limbuță din asta care o am pe aici. Și am grijă să trec prin ambele, să nu mi se lăbărțeze aici la vârf. Și aici am ajuns la ultimul ochi. Și acum strâng cât pot de tare. Cu cât e lâna mai subțire, cu atât se strânge mai bine. Și cu cât e mai groasă, se strânge mai greu. Sau nu atât de mult. Și acum intru unde am început să cos, să trec prin firele astea, intru cu firul meu și le unesc. Și aici, dacă vă rămâne așa o găurică, puteți să o lăsați așa dacă vă place. Eu mi-o cos să nu se vadă. Mai trec cu firul ăsta prin ea și le unesc. Opsala. Tot lovesc stativul, mă scuzați. Și eu acum așa am să o las. Astfel arată la mine, fac aici un nod. și de acum eu merg cu croșeta, deci acum îl întorc pe partea cealaltă. Dacă îl coaseți, coaseți tot pe aceeași parte. Eu de acum îl fac cu croșeta, cum am făcut și aici. Îl fac și pe acesta. Tot așa. Și asta fac foarte simplu. Am făcut cu o croșetă mai subțire decât cu cea cu care am croșetat până acum. Și aici vă puteți face un semn cât de mult vreți să coaseți. Acum puteți să băgați piciorul în el și să probați până unde vreți să coaseți, ca să puteți să intrați cu piciorul lejer în el. Puteți să coaseți numai chiar un pic în față, mai mult. Eu am cusut un pic mai mult, pentru că mi-am mai făcut aici sus două rânduri și să fie așa ca un botoșel, nu o pincă. Dacă vreți să-l faceți o pincă, îl coaseți mai puțin. Deci aici probați. Eu am mai mult de o palmă lăsat. Și eu pot să-mi număr câte ochiuri am, câte rânduri am aici, sau câte aproximativ. Cam 7 buline, nu rânduri din astea. Din astea 1, 2, 7. Deci eu cam până aici trebuie să-l cos. Așa am făcut și la celălalt. Și prind așa cu acul. Deci îl cos. Eu îl fac cu croșeta, voi dacă vreți să-l coaseți. Și aici am pe partea asta și la asta vreau pe partea cealaltă. Da. Trebuie să merg invers. Ha. Nu merge. E peste mâna. Și acum mi-am pus semn aici până unde vreau să le unesc și intru foarte simplu în fiecare ochi, de pe o parte și de pe cealaltă, și le unesc sau le coaseți tot așa. Eu am mai ajuns aici. Unde am vrut și așa arată la mine. Deci și atât am vrut eu să-mi cos aici. Pe partea asta, aici trebuie să-mi ascund nodul. Acum sau mai târziu. Și acum voi puteți să o lăsați așa, mă scuzați, m-am luat cu nodul. Puteți să o lăsați așa sau puteți face aici un rând simplu de o altă culoare sau cum am făcut eu. Eu am făcut același model, două rânduri și mi se întoarce așa un pic și îmi place foarte mult așa. Deci eu o să-l fac și pe al doilea așa, dar voi puteți să lăsați și așa. Numai că avem aici simții ăștia. Puteți continua cu un rând simplu sau puteți să-l faceți și mai înalt și aici deschis cu același rând, deci cum vreți voi. Deci mergeți de aici până aici, întoarceți. Eu am mers rotund cu două rânduri. Deci aici sunt, puteți face toate nebunile care vă plac, ce vă trece prin cap. Și eu vă arăt cum am făcut la mine, iar trebuie să mă arăt cu un nod, dacă am vrut să economisesc lâna. Deci puteți intra și cu altă culoare, cu ce vreți voi. și cum vă place vouă. Și eu am mers cu același model care l-am făcut și aici jos și am mers cu două rânduri rotunde și asta am făcut astfel. Ups. Și acum continui cu încă un rând, eu vreau să am două, să fie așa o bortură frumoasă pentru mine. Deci eu mai fac un rând, voi faceți cum vă place vouă. Și aici iarăși am ajuns la capăt și mai fac ultimul ochi. Și închei așa. Și îmi las un pic de fir aici să-l pot ascunde. Și astfel arată la mine. Firul acesta trebuie să-l mai ascund și el se întoarce așa un pic automatic la mine. Și oricum modelul ăsta e pe ambele părți foarte frumos. Și aceștia sunt botușei cei mai simpli și rapizi și chiar un cadou frumos acum de Crăciun, zic eu. Dacă chiar am uitat pe cineva sau nu știm ce să-i oferim, ne trebuie numai un fir de lână, cu un fir de lână mai gros. Suntem foarte rapide și repede am făcut încă un cadou foarte frumos și original pentru cine vreți voi. Și eu vă mulțumesc de vizionare. Vă doresc spor la treabă, vă doresc sărbători fericite și un an nou plin de bucurii, sănătate și realizări. Și normal că mă bucur dacă îmi distribuiți filmulețele mele, dacă îmi dați un like și dacă aveți întrebări, le puteți pune aici sub filmuleț sau pe Facebook. Aici răspund cel mai repede, pe Facebook sunt mai rar, pe Instagram răspund și acolo foarte repede. Și aceasta a fost videoul meu. Eu aici poate mai pun un năsturel sau o floricică sau un ceva. Mă mai gândesc să fie mai haioși. Deci, toate cele bune, mulțumesc mult de tot și, normal, ne bucurăm dacă distribuiți filmulețele noastre. Pa, pa și pe data viitoare!